vremuri, luna august era luna festivalului de la Mamaia. Din 1963, perla litoralului găzduia cele mai mari nume ale muzicii românești. Acum ne-au rămas doar amintirile acelor veri muzicale de neuitat. Dacă vă e dor să revedeți vedete ale muzicii ușoare românești, dacă vă e dor de șlagările pe care le-am fredonat cu toții în ultimii 57 de ani, dacă vă e dor de festivalul de la Mamaia, atunci veniți alături de mine la aventura numită Mamaia mi-e dor de festival. Pe canalul de YouTube Leonard Miron 1969 și pe pagina de Facebook Mamaia mi-e dor de festival, 4 seri excepționale dedicate muzicii ușoare românești. Vineri 31 iulie, prima semifinală intră în competiție, șlagrele anilor 60, 70 și 80. Sâmbătă 1 august, cea de-a doua semifinală cu șlagrele anilor 90. Duminică 2 august intră în competiție, în cea de-a treia semifinală, șlagărele anilor 2000. În sfârșit, sâmbătă 8 august, vom alege împreună câștigătoarea finalei Mamaia mi-e dor de festival. Puteți vota online pe Facebook, Twitter și Instagram urmărind hashtagul mi-e dor de festival. Vă aștept la sfârșit de iulie și început de august pe canalul de YouTube Leonard Miron 1969 și pe Facebook pagina Mamaia mi-e dor de festival, de la ora 20, ora Europei Centrale, la 3 semifinale, 31 iulie, 1 și 2 august, iar apoi la marea finală de sâmbătă, 8 august, la aceeași oră, 20, ora Europei Centrale, pentru a alege melodia voastră favorită în competiția virtuală Mamaia mi-e dor de festival și împreună poate descoperim, redescoperim cea de a opta minune a lumii, muzica ușoară românească.